Da, da, da. Anișoara e pe fir cu noi, hai să o deranjăm. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața! Sărmâna de la Neața deranjăm. Ce făceai? Acum beau cafeaua împreună cu dumneavoastră. Bravo. Și cu iubitul meu. În ce localitate ești? Acum sunt în Baia Mare. În Baia Mare. Când se crăpa de ziua... Mai... Se crăpa până în sus. De ziua. Deci îți bei cafeaua împreună cu iubitul tău. Ce plan ai pentru astăzi? Sărbătoriți ceva? Păi sărbătorim ziua mea astăzi. Câți? Și 20, cred că o zi și în oraș. 22-23 de ani faci. 5. Nu, fac 19 ani. Păi și la 19 ani te trezești așa cu iubitul lângă tine, nu e în armată, adică... Nu, e la facultate. E la facultate chiar, am înțeles. Și sunteți mutați împreună? Încă nu, dar urmează. Nu te grăbi, lasă. Nu. Deci sărbătoriți astăzi. S-a mișcat și el de un buchet de flori de aseară sau o așteptăm azi? De aseară. Bravo, înseamnă că sunteți la început. Dai de mine și de mine. Dar anunțile tot așa în august le faceți? Iulie-august acolo în Piața Mare, în centru vechi? Da, aproximativ tot așa. Tot așa. Ce se întâmplă? Ei sunt plecați așa, în toată Europa și în perioada de vară se strâng toți și fac nunți. Până în postul de Sfântă Mărie, după Sfântă Mărie, 15 august. Eram cu individul, prezentam un spectacol grandios. Cum facem noi? Mii de mii de oameni. Scuze-ne, un moment de amintire, Anișoara. La Baia Mare. Da. Și toate restaurantele de jur împrejur, inclusiv Lumier a lui Demi, erau pline de cupluri, băimăreni, întorși în Baia Mare să se cositorească și anul. La finalul spectacolului, țin minte că așa acum a epuizat programul formația vocal-instrumentală, nu, doar instrumentală, sistem, și ne-am trezit cu mireasă pe scenă. Și ni s-a părut funny. Da. Și am zis cu mireasa și am negociat-o și ce frumos a fost, Baia Mare, lumea aplauda, nu știu ce. Ăsta zice că pe vremea aia zicea, închide tu, eram ca la operație, închide tu, ca eu mă duc să sunt epuizat. Aveam fânul. Când dădusem fânul în hotel. Legenda spune că a ajuns în hotel, s-a uscat și pe fân. Am pus mâna chiar pe fân, da. Tot și eu pe scenă negociam a 7-a, 8-a mireasă. Pentru că am ieșit din toate localurile alea de acolo și au zis că dacă ai negociat una, negociază-le, tată, pe toate. A fost foarte, bă, și avea asta 6-7 fânuri luate. Dar eu eram, știu că eram la hotel, nu foarte departe de zona scenei. Umblam la fân, că nu intra bine în priză. N-avea adaptor tine. Nu, dar trebuie să împingi un pic. Avea priză șuță. Pentru că nici fânul nu era împământare. Nu era vreun frot fân nemțesc. Era dat tare la Taraf TV. Și băi, zic, la un moment dat să dau încet pe Taraf, așa, se auzea de pe scenă. Zic că ăsta e Răzvan, n-a închis. Ies pe geam Răzvan cu mireasa pe scenă. Ce-o fi fost în mintea lui? Ce-o fi fost în mintea ei? Îți mai fi măritate? Că Răzvan poartă noroc tuturor. Da. Bun, Anișoara, noi am sunat să spunem de fapt la mulți ani. Lasă că are 19 ani. Puneți o dorință și te verificăm la anul, pe vremea asta. Ce ai vrea să se împlinească până la anul? Păi, până la anul, eu zic că mi-aș dori să mă duc la dumneavoastră acolo în emisiune. Ai vrea să ajungi la emisiune? Ce știi să faci? Ca ce? Eu cânt muzică populară. N-aș fi zis după crăpătură. Păi, hai să dăm o probă. Dă-ne un refren care îți vine ție la ora asta, neîncălzită, nemachiată, nepregătită, dar la 19 ani, vorba aia, la 19 ani, așa e fânul, nici nu stai să-l pregătești. Care e piesa ta preferată din zona de la voi? Vai, și la noi în zonă toate melodiile sunt foarte frumoase, absolut toate, din punctul meu de vedere, fiecare au ceva aparte, ceva unic. Ruptau boii în jugul întrig. Aia e un pic Vezi? Cam grea și grea. Nu pot să o cânt fără o instrumentație. Păi avem aici, Răzvan e la trombon. Da, zi-ne așa, două versuri dintr-o melodie care se cere sau pe care o cânti adesea pentru că ți se solicită. Sigur, păi dacă tot vin din Maramureș, o să vă cânt câteva versuri din Maramureș, Plai cu flori, nu? Te rog, da. Maramureș, plai cu flori, măi dorule dor, mândruiești în sărbătorie, măi dorule dor. Maramureș, plai cu flori, măi dorule dor, mândruiești în sărbătorie, măi dorule dor. Mulțumim, Anișoara! Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Uite, deja ne doare capul. Piesa de la băutură. Ne dorea capul când treceam de poartă, ai ascultat. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. Încă o dată, la mulți ani! 19 ani!